Bună dimineața, dimineața, bine ați venit! Se mărește plaja, cum s-ar zice. Bani Astfel. pentru toată lumea, cum s-ar zice. <laughs> Bună dimineața din nou! Îl salutăm și pe Bogdan Manolea, președinte APTI uh, și care mi-a răspuns foarte târziu aseară uh, invitației mele. Te rog, explicăm ca și cum aș, avea, aș fi la școală despre această lege. Ce înseamnă ea mai exact și care sunt beneficiile ei? Dacă sunt. Uh, trebuie să fie, și sperăm să fie, uh, și se va vedea în timp. Asta e important să spunem ca să nu creăm uh, așteptări. Uh, practic, toate uh, aplicațiile digitale cu care tu interacționezi, de pe telefon sau de pe laptop, uh, sunt deținute la ora actuală de cam șase giganți mari din zona tehnologiei IT. Și problema este că acești giganți uh, tind să profite de poziția lor pentru a-și impune propriile servicii, pentru a urmări Avem Apple, care este cunoscut că are sistemul de aplicații de Apple Store și care nu lasă nicio altă aplicație care îndeplinește anumite reguli care uneori sunt discriminatorii sau îți cer niște taxe foarte mari sau nu, nu permite, de exemplu, să fie un alt App Store. Sau este sistemul Google, care are în același timp și YouTube, și Google Ads, și partea de Google Maps, și partea de Chrome. De browser, și dacă începe să integreze datele din toate aceste părți, ar putea să te cunoască mai bine decât te cunoști tu însuți. Deci, asta ar fi. Și atunci, dacă această lege ar intra în vigoare, și înțeleg că a intrat în vigoare de. Este ei, în vigoare? Și companiile au șase luni la dispoziție să adere acelor Corect. reguli. care Cele benefic... șase, șase companii cocarin. care sunt, da. să le și spunem, da. Alphabet, adică mama Google, Amazon, Apple, Biden, pentru TikTok, Meta și Microsoft. Exact. În momentul în care trec cele șase luni să zicem, care sunt beneficiile pe care eu ca utilizator le-aș putea vedea ca, nu știu, utilizator de telefon cu Android, cu Google sau laptopuri și așa mai departe. Ceea ce se așteaptă Comisia Europeană și, și noi, ca și utilizatorii, este să le vedem gradual. Adică, o parte cred că vor fi la finalul celor șase luni, o parte vor fi poate ulterior și vom începe să vedem anumite schimbări în felul în care interacționăm cu tehnologia respectivă. Să fie mai transparentă, să ne spună ce face cu datele noastre, să ne spună că ne urmărește în afara ecosistemului pe care l-a creat. Pentru business-uri, de exemplu, să permită o transparență mai mare a zonei de publicitate online, și așa mai departe. Adică, cred că o să se vadă gradual și în timp vedem și din aplicarea altor regulamente, cum este fratele DMA, care se numește DSA, Digital Services Act, că, de exemplu, Meta a început să, implementeze anumite servicii în care să îți configurezi tu propriul feed de știri, astfel că să nu depiți de algoritmilor. Adică să nu-ți mai ofere un feed personalizat să așa? Să poți să schimbi. Să poți să în ordine cronologică exact. să poți să schimbi. Pă, hai să zicem că peste un an de zile eu îmi cumpăr un nou telefon, fie cu iOS și cu Android. Cum ar putea să arate el diferit? Uh, în, în primul rând ar trebui să vină cu aplicații care, dacă sunt preinstalate, îți dă posibilitatea să dezinstalezi. Chiar dacă sunt de la aceeași firmă uh, care oferă sistemul de operare respectiv, ar trebui să-ți dea posibilitatea ca să accesezi mai multe uh, app store-uri, deci zona din care poți să deci instalezi aplicații. Deci nu doar aplicații. magazinul de aplicații de la Apple sau Google nu, nu Play Store, doar, în doar, cazul da? a Android, să poți să vezi și niște alte, alte magazine de aplicații care ar putea să vândă mai ieftin anumite aplicații sau corect și și ar trebui poate să ne gândim și la în viitor, poate în într un an, la o interoperabilitate mult mai, mai largă. De exemplu, aplicații care sunt pe Android să meargă cumva și pe Apple sau invers. Adică trebuie să privim lucrurile și în, în perspectivă peste peste mai mulți ani. Adică un Apple Watch, de exemplu, să meargă și pe Android sau, și un ceas care este exclusiv pentru a să mergă și pe... Exact, sau o mini-aplicație de vreme sau de știrile Pro TV care doar face să-ți arate știrile, să poată să fie în mod automat pusă pe uh, aceste sisteme, chiar dacă ele funcționează pe niște parametrii uh, diferiți din punct de vedere tehnologic. Care sunt penalitățile în cazul în care companiile nu respectă... Penalitățile sunt suficient de mari ca să fie stânjenitoare pentru aceste firme, până la 10% din cifra de afaceri, dar și impunerea anumitor măsuri. De exemplu, să nu cumperi o companie care ar putea să-ți crească această putere de piață sau să-ți împarți diviziile între companii diferite. Am înțeles. De, deci multe, de multe ori aceste companii, ca să rezumăm așa, se folosesc de poziția dominantă pentru că vând foarte multe produse și pe acele produse și pur propriile servicii. Adică uh, propriul browser, uh, propriul sistem motor de căutare by default în Chrome, deci cam asta ar încerca să evite această lege. Exact. De egală tuturor companiilor din... Exact. Și companiile și utilizatori, pentru că atât companiile, cât și utilizatorii sunt cumva captivi în sistemul respectiv. Utilizatorul trebuie să aibă posibilitatea să schimbe, iar companiile trebuie să aibă posibilitatea să acceseze acea plajă de utilizatori. Bogdan, îți mulțumesc tare mult. Mai rămâi și la 10, de dar plăcerea, ca să ne povestim sigur. un pic despre a, această lege. Așadar, revenim un pic mai târziu.